Mountain Enduric de la Wedze Decathlon este un set complet de munte pentru schidătură, geacă și pantalon, special gândită să te ajute când ești pe munte cu schiurile. Le-am testat timp de mai multe săptămâni în Bucegi, Ciucași și Făgăraș. Jacheta și pantalonul sunt speciale, în sensul că ambele dispun de multe specificații gândite să fie utile exact când ești la schidătură, cum ar fi buzunarele speciale pentru piele de focă, gluga mare sub care intră casca, protecția foarte robustă anticolțari de la picioare. Un alt tatu este faptul că toate fermoarele sunt marca YKK, japonezele YKK. Buzunarele pentru piele de focă mi-au plăcut cel mai mult, nu doar că vei avea piele tot timpul la îndemână și nu mai trebuie să umbli prin rucsac, dar avându-le la piept, când ești pe coborâre, acestea se vor încălzi, iar eventuala gheață depusă se va topi. Fermoarul jachetei se deschide și de jos în sus, foarte folositor atunci când te cheamă natura, iar în jurul tău este viscol și nu vrei să te zbaci complet. Gluga este diferită, în sensul că este mai mare decât în mod normal, special să o poți folosi cu casca pe cap. Dezavantajul este că dacă nu ai cască, atunci gluga o să cam vină peste ochi. Și geaca și pantalonul sunt echipate cu sistemul pasiv de salvare din avalanșă, RECO. Pe mâna stângă avem un buzunar extrem de mic, bun să pui acolo balsamul pentru buze, bani, eventual chiar și buletinul. Pe lateralele jachetei și pe toată lungimea exterioară a pantalonilor avem aerisiri foarte generoase, deosebit de utile la eliminarea căldurii atunci când ești pe urcare. La interior avem două buzunare suplimentare din plasă, unul normal și unul cu fermoar. Și jacheta și pantalonii au fustițe interioare ce pot fi scoase dacă dorești, dacă ți-e prea cald, spre exemplu. Fustița de la pantaloni este utilă ca să nu îi rămână spatele gol atunci când te apleci, iar la jachetă ajută să nu intre zăpada pe dedesubt. Toate cusăturile jachetei și pantalonilor sunt vulcanizate, iar manșetele jachetei au velcro pentru a le regla ușor peste mănușă. Pantalonii sunt asigurați cu bretele cu velcro, iar mai jos avem două buzunare mari cu fermoar. Cel de pe piciorul drept l-am găsit foarte util când țineam telefonul acolo, la îndemână pentru făcut poze tot timpul. Manșeta pantalonilor este făcută dintr-un material foarte rezistent, gândit așa pentru a rezista la uzură, dar și dacă cumva te împiedici în colțari și agăți de pantaloni. Se mai întâmplă. Iar în partea de jos a pantalonilor avem o fustiță cu silicon, aderentă, care trece peste clăpar și împiedică zăpada să intre pe dedesubt. Geaca și pantalonii Mountain Touring de la Wedze pentru schidătură mi-au plăcut extrem de mult și, în afară de culorile care, sincer, nu mi-au plăcut în mod deosebit, nu aș avea ce să le reproșez. Fiecare specificație este gândită să te ajute când ești pe munte cu schiurile. Inițial, am avut impresia că în total nu sunt suficiente buzunare, dar în timp mi-am dat seama că nu am nevoie de mai multe. Materialul este ușor și elastic, fapt care ajută la confort, dar nu devine incomod nici pe frig când materialul devine mai rigid. Așa cum spuneam, mie mi-a plăcut și mă făcea să mă simt complet protejat de discurile din jur. Croiala am găsit-o a fi destul de slim sau sport. Echipamentul este gândit să stea aproape de corpul tău, dar în același timp ai destul loc de dedesubt chiar și pentru încă 3 starturi de haine. Spre exemplu, bluza de corp, pufaică subțire și un polar 200. Dar poate cel mai mare atu al acestui echipament este prețul, întrucât jacheta și pantalonul costă cât ar fi doar geaca de la o marcă de nivel premium. Iar asta, fără ca performanțele sau calitatea echipamentului Wedze Mountain Touring să fie cu mult inferioare.